familia e nuța mea. Așa să-ți fac nuntă aleasă, Ileana, Ileana, că ești mireasă frumoasă, Ileanuța mea. Așa să-ți fac nuntă aleasă, Ileana, Ileana, că ești mireasă frumoasă, Ileanuța mea. Nu ne-am văzut anul ăsta. La mulți ani, de să-l mișcu. Ce faci? Singurică? Nu s-a trezit Robert? Singurică. S-au trezit cu toții, doar că au avut multe, multe alte lucruri de făcut. Da. Și am ținut neapărat să le aduc în atenția tuturor celor care au sărbătorit ieri Sfântul Ioan. Cum ieri, mă? Acum ieri? Două zile. Șapte. Trei. Șapte. E nouă azi. E nouă. Alate. Nu m-am trezit bine. Ești în urmă cu o zi. Ce ai făcut tu ieri de nu ți-aduce aminte ziua de ieri? Am lucrat la piesă, ce-i am drept. Înțeles, înțeles. Cum ți-a fost Revelionul, Crăciunul? A fost Paștele, nu știu că a fost prea cald, încă n-am simțit. Acum vine. Acum abia e acum. Crăciunul pe rit vechi, la Ruși. La Ruși. Yes. Da. Nu sărbătorești? Nu prea nu am simțit pentru că efectiv, cred că erau 15 grade de Crăciun. Da, a fost cald tare. Dar am mâncat ce era de mâncat, ne-am distrat, l-am așteptat pe Moș Crăciun. Și acum ianuarie ce program avem? Și ne pregătim pentru nou sezon, bineînțeles. Vine 2024, ne-am pregătit pentru miri, pentru mirese, pentru nou sezon de nunți. E de treabă? Este, este un an bun, se anunță un an incendiar și abia așteptăm să le cântăm. Da. Ne-ar plăcea nouă de data aceasta anul mirii să fie mult mai... Mai relaxați, mă. Ei sunt foarte încordați, se gândesc la... Facem apel către toți mirii care învață dansul ăla ușor penibil de multe ori la început. Să nu mai învețe, să fie foarte relaxați și să nu uite că starea la nuntă o dau ei, nu neapărat invitații. Dacă ei se simt bine, o să fie... Bineînțeles, bineînțeles, dar știi care-i treaba? Că după aceea li se pare lor ceva și vin ăștia la muzică. La muzică e problema. Muzica are o treabă, are ceva. Aveți an bun, îi salutăm și pe băieți. Mulțumim frumos. Să ne vedem pe la evenimente până oraș. Ne vedem cu siguranță. La mulți ani. La mulți ani. Mulțumim pentru invitație. După pauză, rămâneți cu noi până la ora 12. Astăzi este marți, nu avem ceasuri rele.